A sos aioși, a sos drăguți. Sunteți ok? Julie, nu e ok. Ba da, în legătură cu Robert, da. Dar nu mai zâmbești. Nu, nu zâmbesc. De ce? De ce? Vorbim. Mai vorbim. Te sun eu? Sau mai sunt tu? Sau ne scriem? Stai! De ce zâmbărat? Nu. Zâmbește, gata. Mă sun tu? Cum? Mă sun tu. Vă iertați, nu vreau să vă spun la dumneavoastră. Ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic. Mi se pare că toată săptămâna asta am vorbit degeaba. De asta. Mi-au dat lacrimi de ochi. Nu înțeles că e după ce... Astea sunt materiale vechi. Am mai tot vorbit, da. Și după situația. Ce-ai în gala, ai uitat? Ce am contat? Ea încă este deranjată de toate subiectele care au fost. Această reacție nu este... sunt și nu am fost, nu. Dar având în vedere că după ce au fost clarificate, mai vorbiți în plus. Iulie, acum s-au dat niște materiale din timpul pe săptămânii. Nu, credeam că a fost făcut acum înainte să intrați. Știu că este făcut. Dar totuși, după ce am clarificat anumite lucruri, mă deranjează să văd că băieții continuă să facă... Noi. I-am rugat frumos înainte să își mai spună glumițele și insinuările, să analizeze mai bine lucrurile. Am o teorie. Și... Mare grijă, ce zici? Mare grijă, da. Julie, i-a scăpat lui Julie treaba asta. Cosmin a deschis subiectul și a spus, măi, eu cred că Julia s-a referit la faptul că e discrepanță între mănăstire și postat. Nu vorbim de ce s-a spus. Întoarce-o vreo poliță. Atât. Dar nu, așa este. Așa. De acolo a început totul. Dar glumițele, sunteți de acord și voi că sunt deranjante pentru ea sau pentru oricare dintre noi? Ar fi deranjante. Glumițele la modul cu... Da, dar tu le-ai adus aici. Asta e glumiță. Tu le-ai adus. Asta se referă Julie, pentru că s-a clarificat subiectul și în continuare... Stai. Eu nu aș fi făcut asta în viața mea. Mie ce mie nu-mi place, eu nu fac alt. Dar Julia nu voia să... Eu nu fac altora. Julia nu vorbea despre poze. Când este în general. Ea ar fi vrut să zică alte lucruri. Știu că acum vrea să spună altceva. Totodată ea le-a adus subiectele. Ea a lăsat de interpretat, ea a spus că are ceva de zis și că nu zice. Am păi spus. Nu. Dar nu ești tu cea care a adus subiectul? Normal că l-am adus deoarece nu am absolut nimic de ascuns. Și dacă este ceva de clarificat, să se clarifice. Pentru că tu ai crezut că ea despre asta vorbește. Păi și când am întrebat, a spus că da, despre asta vorbește. Când am întrebat-o, eu mi-a spus că nu. Zis că nu. Păi înseamnă că la dumneavoastră v-a spus una și mie mi-a spus alta. Deoarece când eu am deschis subiectul, a spus că da. Ați zis în emisiune sau ți-a zis în afara emisiunii? Nu, în emisiune. Când eram la masă și am deschis subiectul. I-a spus că ăsta este subiectul? Ba da. Ba nu. Putem să dăm materialul și să vedem. Nu știu ce a făcut și ce n-a făcut. Mă credeți că nu mai pot să repet. Știu doar că eu nu fac, eu nu aș face absolut niciodată ceea ce a făcut Julia. Și cu asta am spus tot. Nu neapărat. Tu nu deoarece mai faci falsă pe mine în baza acțiunilor mele aici în casă. Dacă ție Julia, eu ți-am spus că eu mai întâi m-aș uita la mine în grădină și apoi aș face insinuări. Eu atâta ți-am spus. Dacă vrei, deschidem din nou subiectul. Nu. Mai bine, nu. Nu. Nu vrem? Foarte nu. Bine. Mai bine. Nu aveți un material mai... Ce nume? Mai aveți un material mai vrei? Distractiv, mă. Da, mai de râs, mă. Am! Păi, vreți? Da. Da. Haideți. Bine? Sigur? Da. Hai să vedem ceva drăguț, ceva amuzant, ceva plăcut. Să-l vedem pe Cosmin, cel haios. Albătuțul cel frumos, copilașul s-a culcat, stă frumos. Ce faceți, nu vă culcați, ați nebunit? Ursuleții s-au trezit, bună dimineața!
Asta e dimineața? Bună dimineața! Bună dimineața, șoricei! Asta visai? Da. Nu. Juli e supărat acolo pe tine, cum îți explică lucruri? Asta visai? Da, 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 eram acolo. Ia să nu mă mai visez. Mur. Controlează-ți visele. O să dorm noaptea. Juli. Eu foarte bine dorm. Se zice că în momentul în care un om te visează, nu prea poți să dormi, de aia te-am întrebat. Ooooooh, ce replică! Ia, că n-am dormit bine. Păi, nu e așa? Așa o fi, nu știu. Ce anume? Ziceam că cine m-a visat azi noapte, că n-am dormit bine. Ah, cine? Andrei. Stefan. Andrei. Am dormit bine. Ce mai bun. Of, Juli, Juli. Alin, Patrick, tu? nu mai spune nimic. Băi, normal că sunt iritată. Deranjant. Da, sunt foarte deranjată în momentul de față. Și care e problema? Uite, îmi asum faptul că sunt foarte deranjată. Că ce? Pe nimic. Habar n-ai. Dacă te întreb acum pe ce ești deranjat, habar n-ai. Da, ce da, faci? Mă sfidez? Nu te sfidez. Ba da, asta mă sfidez? Păi pe ce ești deranjată? Ți-am explicat de 100 de ori materialul. Pe ce ești deranjată? În capul tău e tot același. Nu, n-are nicio legătură cu asta. Spună, păi și atunci care e problema? Poate să-mi spună cine ce-o vrea, că eu tot... Poate să-ți spună 10 oameni un lucru, că tu tot pe a ta o ții. Dacă sunt convinsă de acel lucru, probabil că... Păi eu mi-am explicat, ce te-a deranjat la mine? Nu știi. Respiri. Am spus. Nu trăiești aici. Ai spus? Greșit. Dar lămurim mâine, dacă vrei, dacă suntem în casă împreună. Dar nu mai am ce să lămuresc. Adios. Ce înseamnă adios? Nu mai lămurim nimic, lasă. Ai un ton urât față de mine și crede-mă că nu ți-am făcut nimic. Asta e tonul meu. Nu, ok. Dar cu ce am? Da, ia auzi, încă ție stă mai sus, Patrick. Poftim? Adică tu faci acuzații și vorbești așa în plus și după Dragă. Aia... Ce te-am acuzat eu pe tine, urât? Măi omule bun? Uite, tu vezi că tu nu înțelegi problema, de fapt. Am înțeles, dar... Unde te-am bine. Acuzat eu că ai făcut treaba aia, ce ai înțeles-o tu? Nu am spus asta, am înțeles ce ai spus. Ai spus că bine că s-a dus subiectul, dar te-ai dus mult prea departe, adică nu era vorba despre aia. Era vorba despre contul fals de pe Facebook. Bun, ok, eu n-am știut contul tău fals de pe Facebook până să nu vorbești despre el. Jur, habar n-aveam. O să nu mai fii supărată pe mine, te rog. Mă mai gândesc. Mulțumesc. Și uite, acum în continuare ai impresia că cineva are ceva cu tine, deși tu doar în avantaj ești. Cu tot ce se întâmplă aici, tu ești doar în avantaj, Julie, pentru că te aude toată lumea și ți-ai spus varianta ta reală. Uite, eu dacă nu te auzeam, la mine mi-era 50-50. Nu știam ce să cred. Acum ți-ai spus punctul de vedere, te cred pe cuvânt și noi bine, toți de ce te credem pe cuvânt. Toți te credem pe cuvânt, Julie, crede-mă că ești într-un da, film de asta. A tău. De asta faceți glume de Dar n-am făcut glume, am spus ce s-a vehiculat prin online și chestii, n-am făcut glume. Nu mai generaliza, Patrick. Dacă ție îți vine un mesaj și îți vin 100 de mesaje draga mea, pozitive în privința mea, tu te focusezi pe acel 1% din mesajul poți negativ. Dar nu poți mă să tac și gata. Poți să tac și gata, doar că mă deranjează că nu pleci acasă supărată și nu ai de ce să pleci supărată. De ce te amuzi, Robert? Pleci acasă, Julie, supărată și te nu e bine să pleci, efectiv ai înțeles greșit problema. Nu, cu siguranță nu ai cum să-mi schimb starea. Dar nu vreau să ți-o schimb, vreau să te fac să înțelegi realitatea, nu să-ți schimb starea, că nu asta vreau să fac. Îl ai pe Robert, Doamne ăștia, eu vreau să crezi realitatea, că tu ești într-o lume a ta în care crezi doar ce vrei tu și nu e așa. Dar eu măcar mă focusez pe mine. Eu mă focusez Juli. Pe mine. Ceea ce nu face toată lumea. E greu. Adică mai întâi ne uităm ne uităm în dreapta și în stânga, deoarece nu reușim să ne asumăm ceea ce suntem noi în primul și în primul rând. Și apoi să ne uităm la ceilalți că ce fac. Bine. Corect. Experiența asta este și despre voi. Da. Vă rog doar să-mi dați cuvântul după ce termină de vorbit, că vreau o să mă mai gândesc ceva. Bine. Și eu o să mă mai gândesc dacă să mai stau aici sau nu. Robert, la date, când ați vorbit voi, ai întrebat-o tu sau ți-a spus ea? Nu am întrebat-o în mod direct, dar printre alte discuții a venit și vorba că... Cum a venit vorba? Că există un cont care a postat niște poze și care voia să-l șteargă mai de mult timp și că, într-adevăr, nu este ea. A fost o discuție simplă și nu s-a intrat foarte adânc în subiect. Dar eu m-am uitat mai mult pe online și am analizat mai bine. Nu a fost direct, măi, uite ce am auzit, vreau să te întreb, vreau să știu. Nu ai avut un semn de întrebare și te-ai dus și ai întrebat-o? Nu, n-am avut. A venit pur și simplu. A venit de la sine subiect. Am înțeles. A analizat. Ce a analizat? Ceilalți nu au făcut.
Bun, și dar cum a analizat el și noi? Cum a putut să analizeze? Păi, pur și simplu, cum a analizat Robert? Cont, Robert, cum a analizat? Care mi-a arătat mie pozele, se vede foarte bine cu ochiul liber că sunt poze care nu sunt ale mele. Și noi toți nu le-am... Te-a întrebat sau i-ai spus tu? Cum? Te-a întrebat sau i-ai spus tu? Eu i-am spus că sunt mai multe poze acolo, poze în care se vede clar că ești tu, care sunt decente și poze în care nu se vede că ești tu și sunt indecente. Dar, făcută combinație, ar părea că toate pozele sunt ale tale, ceea ce nu este adevărat. Bun. Concluzia am tras atunci la fața locului, nu am avut niciun semn de întrebare. Ok. Deci ai avut și tu acest semn de întrebare. Nu l-am avut. De ce se întâmplă asta? Ce-i cu treaba asta?